Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de vineri, în care vom vorbi și despre ce se întâmplă în weekendul acesta, sâmbătă și duminică, pentru fiecare semn zodiacal. Avem o zi de vineri, un început de weekend și un weekend marcat de un aspect extrem de benefic, Marea Trină, și de tranzitul lunii, planeta emoțiilor. Întâi va finaliza tranzitul prin gemeni, iar apoi în weekend vom fi marcați de luna tranzitând semnul racului. Deci, vineri și sâmbătă, până pe la prânz, vom fi curioși, introspectivi, dornici să cunoaștem, să ne băgăm nasul, chiar și unde nu ne fierbe oala. Dar apoi, după prânz, până luni dimineața, vom fi mai melancolici, mai atașați de familie, mai atrași de lucrurile telurice, domestice, nu neapărat de agitația vieții. Și să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbec. Weekendul acesta și vineri, dacă tu credeai că te poți odihni și face ce vrei să și să te distrezi, a fost un vis foarte frumos. Dar în această zi de vineri și pe întreg parcursul weekendului, ai multă treabă. Fie că este vorba de pregătirea unui examen sau unui concurs, fie că ai un proiect nerezolvat și data de livrare se apropie vertiginos, fie trebuie să ajuți pe cineva, în orice caz, ziua de vineri și acest weekend în totalitatea lui va fi marcată de responsabilitate, asumarea unor responsabilități, așa cum spuneam, muncă și iar muncă. Iar dacă ai să spui, dar eu n-am niciun proiect și nimic, am să te întreb, dar nu cumva ai să faci curat în casă măcar? Deci tot o idee de responsabilitate. Deci berbecul are probleme domestice și legate de finalizarea unor acțiuni în acest weekend. Sunt convinsă că le vei scoate la capăt cu bine. Taur. Ai grijă că vineri se anunță ceva conflicte cu colegii de serviciu sau chiar cu prietenii. Nu vorbim aici de o ceartă, cât mai degrabă de evaluarea greșită a unei situații și se vor trage concluzii total eronate legate de loialitatea unei persoane, de acțiunile făcute de aceasta. Se discută și se ajunge, evident, la o mică dispută, la o contradicție. Ai însă tot weekendul la dispoziție să aplanezi conflictele sau să găsești soluții pentru disonanțele pe care le aveți o tabără cu cealaltă. Și taurului îi mai recomand în acest weekend să încerce să nu facă supoziții, deci nu-ți imagina lucruri dacă nu ai ceva palpabil, dacă nu ai o dovadă clară în mână, dacă nu deții informațiile la prima mână. Nu fă tu scenarii și supoziții, pentru că s-ar putea să nu fie sub nicio formă corecte și să te duci în a evalua și a judeca greșit pe cei din jurul tău. Gemeni. Emoțional, de la drum sau de la o persoană din străinătate, primești niște vești care te răvășesc. Sau poate ai o poveste, o idilă pe net și ți-ai programat în acest weekend și în această zi de vineri să vorbești cu persoana de la capătul celălalt al liniei. Și uite că persoana respectivă are alt program, are alte planuri și are alte idei. Și te superi un pic pe tema asta. O altă variantă de interpretare, de trei variante pentru gemeni, este un conflict cu o femeie mai în vârstă. Deci, ai de unde alegi. Veștile răvășitoare, nu te panica, nu afli ceva îngrozitor, dar nici ceva care să-ți pice prea bine, numai că e soluționabil, e rezolvabil.
Ideea este că în weekend gândul tău va fi mai mult la lumea virtuală, la cei plecați în străinătate. Dacă tu ești în străinătate, te gândești la cei de acasă sau la oameni cu care interacționezi acolo peste hotare. Și nu e neapărat un weekend ratat sau căreia îi punem cruce din start și gata, e clar că o să fie rău. Nici vorbă de așa ceva. În schimb, este un weekend în care îți pui întrebări, îți analizezi viața, ești mai atent la nevoile tale și la ceea ce îți dorești tu. Și te ajută foarte mult experiența asta pentru că înțelegi că nu-i totul cum visai sau realitatea are un alt gust. Și să știi că e important și asta, oricât ar fi de dureros sau oricât nu ți-ar conveni, măcar știi unde te afli și din acel punct tu poți să-ți găsești toate strategiile viabile și necesare ca să câștigi orice război. Rac. Vineri s-ar putea să te simți puțin mai obosit, nu fizic, cât oboseală mentală, pentru că se pare că vineri toată lumea din jurul tău se hotărăște să te bată la cap, să nu priceapă ce vrei să le spui, să aibă idei pe care vor să le împărtășească cu tine și Dumnezeu îi uită vorbind. Și asta trebuie să fii politicos și să faci o impresie bună, dar în același timp te și obosește foarte mult și te uzează emoțional. Dar în același timp poți să-ți facă plăcere, evident, să vorbești cu oamenii din jurul tău. În schimb, ai să fii în elementul tău. Ai să te simți atât de bine în weekendul ăsta, pentru că luna, guvernatoarea zodiei tale, intră în semnul tău zodiacal până luni. Și atunci ai intuiție, ai chef să te ocupi de casă, poate să gătești ceva bun. Te-ai gândit poate să gătești o pizza sau ceva drăguț, simpatic, bun la gust și să-ți inviți niște prieteni la un pahar de vorbă? Să socializezi, dar în intimitatea căminului tău, nu să fii brambura prin cluburi. Gândește-te la varianta asta, încearcă un weekend domestic dacă ești rac. Leu. La tine, sectorul călătoriilor este aspectat și este intens și este provocator și vom vedea poate lei care pleacă în interes de afaceri și pleci de vineri. Ori poate ai de rezolvat ceva într-un oraș și pleci de vineri și te întorci poate luni. Apoi, leul are o zi de vineri în care discută chestiuni importante cu un șef, cu un coleg de serviciu. E o chestiune de strategie mai degrabă, de negociere. Și în weekend, leul vorbește mult. Poate la telefon, poate pe net, nu neapărat e nevoie să fie discuții față în față, unul la unul, ci s-ar putea să fie niște discuții în lumea virtuală, dar pe chestiuni importante. Însă nu ezita să nu-ți fie frică, ești foarte bine susținut, ești foarte bine aspectat și să faci o impresie foarte bună celor cu care comunici. Fecioara. Fecioara s-ar putea să aibă o zi de vineri în care participă la ședințe sau la discuții importante. Nu se hotărăște nimic concret. E doar un mare balon de săpun. Dar trebuie să faci act de prezență, nu-i așa? În weekend este un moment foarte bun pentru tine să înveți ceva nou. Poate te înscrii la un curs, la un seminar, poate găsești o carte interesantă sau, de ce nu, poate faci un curs online. Ziua de astăzi, online-ul oferă tot ce vrei. Și este un moment în care fecioara are ocazia să-și clarifice ceva cu o rudă mai în vârstă sau cu o persoană mai în vârstă, ori cu un șef. Nu este o ceartă și un conflict, cât mai degrabă o clarificare, o lămurire a unor situații. Balanța. Vineri, balanța are nevoie să învețe, să se bazeze pe intuiția sa. În preajma ta este o persoană de sex masculin
care nu e onestă, nu joacă cum trebuie. Poate îți face avansuri voalate și îți este un pic complicat să o refuzi. Este un moment în care balanța se simte în control, dar în același timp este foarte stresată de relația cu cei din jur. Nu îți fă griji. Ai să reușești să controlezi lucrurile, dar va fi nevoie nu să dai cu barda ca oglinda ta. Știți că balanțele cu berbecii sunt în oglindă pe axa zodiacală și atunci de regulă se spune în zodiac, în interpretările astrologice, tinde să fii ca berbecul, nu? De data asta îți spun, tinde să fii ca balanța, adică cel mai diplomat semn zodiacal. Dă dovadă de răbdare, înțelepciune și în weekend s-ar putea să fie nevoie să exersezi această răbdare și înțelepciune cu cei din jurul tău, care, ce să vezi, se pare că o iau razna, emoțiile sunt descătușate, nu prea comunică, nu vorbesc, dar în același timp sunt țâfnoși și tu ai să fii elementul și ingredientul cheie care va detensiona o atmosferă ciudată. Scorpion. Vineri s-ar putea să aștepți un răspuns care s-ar putea să ajungă târziu sau să nu vină deloc. Nu-i nimic, o să-l primești până la urmă. Sau îți planifici ceva în agenda și apare o altă situație total neașteptată și uite că toate planurile tale se schimbă. Deci, pentru ziua de vineri, îți recomand, ia-o ușor, ia-o domol, că socoteala de acasă nu o să se potrivească cu cea de la birou. În weekend, ai să ai un exces de energie incredibilă, dar nu te opune, da? Deci nu încerca să stopezi această energie, nu încerca să-i dai în cap, ci mai degrabă folosește-o constructiv, făcând diverse activități fizice. De la sport până la curățenie în casă. Și întotdeauna, i-am mai spus și în alte filmări, am două probleme. Mi se par foarte amuzanți cei care merg la sala de sport, dar nu mă refer aici la scorpion, mă refer la toate persoanele, da? Toate zodiile. Mergi la sala de sport, dar tu îți chemi un taxi întotdeauna, da? Să treci și strada chem, dacă s-ar putea. Sau mi se mai pare amuzant că dai o groază de bani la săli de sport fițoase. Da, te-ai gândit vreodată să stai în patru labe și să dai cu peria de praf pe supat sau să mături pe jos, să mături în casă, nu cu aspiratorul? Să vezi acolo ce activitate fizică faci. Deci, bine, asta e doar o paranteză, e un comentariu suplimentar care mi-a venit acum în cap. Nu dau lecții scorpionilor, Doamne ferește, departe de mine intenția, dar chiar să-mi scrieți ce părere aveți. Voi aveți? Eu am cunoștințe și multe, nu puține, și eu făceam asta. Mă duceam la sală, dar eu chemam taxiul, pe bune, serios. Și este un weekend, că revin la horoscopul vostru, în care trebuie să fiți cât mai dinamici. Aveți dinamismul, da, de planete, dar folosiți-l înțelept, direcționați-l spre o curățenie, spre, nu știu, calciul, vopsești ceva. Fii practic în ideea asta. Săgetător. Dacă ai căutat un loc de muncă, s-ar putea ca vineri să primești un răspuns sau chiar o confirmare la solicitarea ta. Apoi, tot vineri se pare că se rezolvă niște chestiuni legate de semnarea unor acte, documente sau de obținerea unor documente. În weekend, ai să fii în centru atenției. Ori participi la un eveniment și faci o impresie foarte bună, ori te întâlnești cu un vechi prieten, dar tu vorbești mai mult decât el, să-i împărtășești tot felul de lucruri. Ești foarte bine susținut pe zona lui. Hai să interacționăm cu cei din jur, hai să fim în mijlocul tribului, hai să vorbim, hai să ne manifestăm și să comunicăm puternic, bine, eficient cu cei din jur. Deci un weekend în care săgetătorul vorbește și asta este grozav. Capricorn.
Vineri, capricornii au treabă, hârtii, acte, documente. Poate alergi dintr-un birou în altul sau, cine știe, după ce termini serviciul, poate trebuie să te duci să-ți faci cumpărăturile pentru toată săptămâna. Și chiar ți-aș recomanda, e o sugestie, nu încerca să te duci la cumpărături în acest weekend, sâmbătă sau duminică, pentru că vineri s-ar putea să găsești niște oferte foarte bune. Dar asta depinde cum poți, cum îți organizezi și tu programul. În weekend ai să înveți să renunți la tiparele saturniene. Ce înseamnă asta? Capricornul e guvernat de Saturn. Saturn este o planetă serioasă, stabilă, care ține de tradiție, că dacă așa au făcut strămoșii, facem și noi. Și uite că avem aici o provocare pentru Capricorn. Prietenii sau cei apropiați vor încerca să facă ceva în afara tiparelor cu care este obișnuit Capricorn. Și te provoacă și pe tine să încerci lucrul acela și ai să faci mai nazuri, o să fie mai greu, dar până la urmă o să te implici și o să rezolvi și o să te simți foarte bine și să spui, wow, de ce n-am încercat chestia asta până acum? Păi n-ai încercat-o că erai prea tradiționalist, de aia. Și, oricum, weekendul aduce inovație sau un alt stil, un alt model de a petrece timpul liber pentru Capricorn, mai neobișnuit decât ce-a făcut până acum. Vărsător. Vărsătorul trebuie să rezolve ceva legat de bani sau de mașină, poate vineri sau poate și în weekend. Poate trebuie să faci revizia la mașină, poate te duci să cumperi cauciucuri de iarnă, dacă trăiești în emisfera nordică, că aici începe iarna, în emisfera sudică vine vară. Poate te duci la un control, în orice caz e ceva care implică o cheltuială financiară și o evaluare. Deci ne putem gândi mașină, internet, îți vine cineva să stragă cabluri, poate, sau ceva legat de sănătate, dar nu e grav, nu e vorba de o boală, cât mai degrabă de o verificare sumară și normală. În weekend, vărsătorul are chef de dragoste și are chef să-și manifeste iubirea și dacă ai un partener, ai să devii brusc iubăreț și ai să surprinzi partenerul. Dacă ești singur, s-ar putea să ieși în oraș să vezi ce mai pică la ceas de seară sau să interacționezi cu prietenii, să socializezi. Dacă nu ai cum să-ți exprimi dragoste, atunci cu siguranță ai cum să-ți exprimi prietenia. Și o să fie un weekend grozav pentru vărsător. Pești. Săptămâna aceasta aș spune că a tot fost cu alegeri de făcut. Săptămâna aceasta a fost cu lucruri de realizat, cu situații de soluționat și foarte mulți pești au fost puși, poate, în ipostaza unui potențial conflict în care trebuiau să iau o alegere, dar nu una radicală. Și vine ziua de vineri când ești obosit după luptele și bătăliile săptămânii și vrei și tu să te odihnești și nu o să se poată până în jurul orei 4-5 seara, uită de odihnă și uită de relaxare, că nu prea o să se întâmple lucrurile astea. Deci, vineri trebuie să faci un efort de voință să te concentrezi pe activitățile tale, iar în weekend, cu siguranță, ai să dedici timpului tău liber, ai să te ocupi de casă, ai să participi spre seară, ori sâmbătă, ori duminică, la un eveniment social, șansele sunt mai mari să fie sâmbătă. O fi vreo nuntă, vreun botez, vreo zi de naștere, vreo aniversare, vreun team building, deci ceva social unde să te simți grozav, chiar dacă ai să fii un pic cam obosit și ieșit din formă, o să te simți totuși bine. Și este un weekend în care peștii își caută liniștea. Nu vă recomand să luați decizii importante și radicale, că nu e bine acum. Voi relaxați-vă. Asta e sarcina peștilor pentru weekendul acesta. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri, 18 octombrie.
Vă mulțumesc că mi urmăriți activitatea. Nu uitați să apăsați butonul subscribe. Contează foarte mult acest subscribe al vostru pentru mine. Și evident vă ajută și pe voi dacă vreți să fiți la curent cu următoarele mele filmări. Că vin surprize, o să vedeți. În weekend o să curgă și o să plouă cu surprize. Și să ne vedem cu bine și la alte filmări. O zi superbă tuturor!